Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 18-21 martie, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat. Astăzi a fost susținută proba la limba și literatura română. La clasa 11-a, eseul a constat în prezentarea particularităților de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată, în timp ce elevii din clasa 12-a a trebuit să prezinte relația dintre două personaje dintr-un roman interbelic studiat. La prima vedere, candidații au considerat că subiectele au fost destul de ușoare. A fost ușor, eu am dat, dar i-am așteptat pe băieții. A fost ușor, da. Hai zi-mi, cum ți s-a părut? Ușor, a fost bine. Da? Da. Destul de ușor, adică nu a fost... Mă așteptam să fie grilă, sincer, dar având în vedere că a fost subiect normal, m-am simțit mult mai ușurată. Da. Crezi că și data viitoare o să fie la fel când ai bacalaureată? Sper. Îmi doresc asta. Acum rămâne de văzut. La subiectul al treilea a fost particularitățile unui personaj dintr-o comedie. Destul de simplu, o scrisoare pierdută, deci da, bănuiesc că a fost destul de ok. Simularea examenului de bacalaureat va continua pe parcursul întregii săptămâni. Conform calendarului, miercuri 20 martie va avea loc proba obligatorie a profilului. Simularea ultimei probe de bacalaureat, proba la alegerea profilului și specializării, va fi susținută joi 21 martie, numai de elevii clasei a 12-a. Afișarea rezultatelor se va face pe data de 29 martie, iar notele se pot trece în catalog la cererea elevilor.